Domnilor, stimați reprezentanți ai mass media, bine ați venit la evenimentul de transmitere oficială a 1200 de paturi pentru instituțiile medico-sanitare publice din țară. La microfon se invită ministra Sănătății, Alana Merenco. Bună dimineața tuturor, stimate excelențe, domni ambasadori ai Delegației Uniunii Europene și ai Statelor Unite, deci reprezentant a Organizației Mondiale a Sănătății și toți cei care ne privesc, încă o dată bună dimineața, suntem foarte bucuroși să anunțăm acest eveniment și vreau să spun în ce zi s-a născut această idee. Eram într-o deplasare într-un spital raional și într-un pat foarte, foarte mare cât un aeroport. Era un micuț cât o bubruză într-un colț de pat, probabil era foarte rece, plapă mă rămăsese în alt colț de pat, era foarte departe de el și atunci ne-am gândit că este timpul să procurăm paturi specializate pentru secțiile de pediatrie, pentru copii de diferită vârstă. Deci am început aceste acțiuni împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, s-au alăturat Delegația Uniunii Europene cu fonduri și Guvernul Statelor Unite. Astfel, astăzi avem acest eveniment frumos în care distribuim centralizat și vreau să subliniez că este prima distribuire centralizată în toate spitalele din Republica Moldova pentru secțiile de pediatrie în primul și în primul rând a 1200 de paturi. Deci avem aici și directorii mai multor instituții medico-sanitare publice din țară care au venit să-și preia marfa, deci și printre ele sunt 30 de spitale raionale, 3 instituții republicane, una municipală. Avem 200 de paturi pentru copiii mici până la vârsta de 3 ani, 300 de paturi de la 3 până la 10 ani și 700 pentru copii care au peste 10 ani, inclusiv paturi pentru adulți. De asemenea, am rugat spitalele ca în cazul când în saloane există paturi mici pentru copii mici, să fie neapărat alături un pat pentru mămică, astfel ca să asigurăm tot confortul. Aceste paturi nu doar că sunt confortabile, ele asigură securitatea copiilor, de asemenea pot fi fixate absolut perfuziile, iarăși astfel ca să avem o securitate înaltă și, într-adevăr, paturile sunt cu scop medical, nu pur și simplu mobilier. Eu nu o să obosesc să spun mulțumesc guvernelor, statelor care sunt alături de noi, inclusiv luând în considerare criza refugiaților. Avem în spitale mulți copii refugiați din Ucraina veniți aici să locuiască în Republica Moldova în aceste timpuri grele și acesta de asemenea este un factor care contribuie ca să avem cât mai ușor aceste donații și ajutoare. Mulțumesc foarte mult cetățenilor Uniunii Europene și cetățenilor Statelor Unite pentru faptul că din contribuția lor s-au împărțit și cu cetățenii Republicii Moldova, astfel ca copilașii noștri, atunci când ajung în acele momente mai puțin fericite să se afle în spital, pot să doarmă într-un pat confortabil și foarte sigur. Vă mulțumim foarte mult, stimați domnul ambasador. Cuvântul se oferă excelenței sale, ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Ioannis Majeix. Stimate doamne ministru, dear Kent, stimați reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, stimați manageri, doctori și jurnaliști, bună ziua tuturor! Este o deosebită plăcere să mă aflu aici la ceremonia de livrare a paturilor atât de necesare pentru spitalele din Republica Moldova. Este o acțiune menită să ajute sistemul de sănătate să reacționeze la criza umanitară provocată de războiul din Ucraina. Este un exemplu concret de solidaritate a Uniunii Europene cu poporul din Republica Moldova, care a găzduit mii de ucrainieni fugit din calea războiului. Moldovenii și-au deschis larg casele și sufletele și au găzduit pe refugiați, iar guvernul a pus la dispoziție ajutoare și servicii, inclusiv medicale. În tot acest timp, Uniunea Europeană a fost alături.
împreună cu statele membre UE și echipa Europa și Statele Unite, am sprijinit acest efort. Paturile destinate pentru maturi și copii sunt moderne și confortabile și frumoase. Ele vor permite ca orice cetățean să aibă acces la servicii medicale mai bune, în conformitate cu standardele europene și internaționale. Uniunea Europeană va continua să sprijine modernizarea serviciilor de sănătate din Republica Moldova. Ne dorim ca lucrătorii medicali să-și poată desfășura activitatea în condiții adecvate, iar pacienții să aibă acces la echipamente performante și la servicii medicale de calitate. Astfel, Republica Moldova se apropie și mai mult de standardele europene și de obiectivul său de a deveni o țară membră a Uniunii Europene. Vă mulțumesc și vă doresc la toți multă sănătate! La microfon se invită excelența sa, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Kent Loxton. Mulțumesc! Doamnă ministru Nemirenko, colegi, distinți oaspeți, îmi face plăcere să particip împreună cu dumneavoastră la ceremonia de transmitere a 1200 de paturi de spital din partea Organizației Mondiale a Sănătății, către Ministerul Sănătății. Aceste paturi răspund unei nevoie critice în Moldova și reprezintă angajamentul continuu al Statelor Unite și al partenerilor săi de a susține eforturile Republicii Moldova pentru a îmbunătăți asistența medicală pentru toți. Necesitățile vitale, cum ar fi aceste paturi, asigură îngrijiri de calitate disponibile pentru bolnavi și răniți în momentele când au cea mai mare nevoie. Astăzi, livrarea paturilor de către Organizația Mondială a Sănătății subliniază, de asemenea, colaborarea noastră importantă cu Ministerul Sănătății pentru a oferi îngrijire refugiaților ucraineni, dintre care majoritatea sunt femei și copii. Așa cum a spus președintele Biden, protecția refugiaților este o parte din ceea ce suntem. Când răspundem nevoilor refugiaților, ne onorăm trecutul și demonstrăm cele mai înalte valori. Facem lumea sigură și acest lucru este în folosul nostru al tuturor. Suntem impresionați în continuare de compasiunea cu care moldovenii au gazduit mii de refugiați în comunitățile, școlile și casele lor. Este un privilegiu să colaborăm cu dumneavoastră la livrarea acestor paturi și suntem recunoscători moldovenilor că au primit refugiați inclusiv în spitalele lor. Vă mulțumesc! Cuvântul se oferă coordonatoare de programe în cadrul Biroului Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova, Iuliana Garam. Stimată doamnă ministru, stimați domnul ambasador ai Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii, distinsă audiență, stimați colegi manageri, am deosebită onoare să particip astăzi la acest eveniment de donație a celor 1200 de paturi pentru copii și adulți procurate de Organizația Mondială a Sănătății cu suportul generos al Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii. Suntem convinși că atât pacienții cei mici, dar și adulții, vor simți diferența condițiilor moderne și îmbunătățite din spitalele Republicii Moldova. Și toate acestea datorită efortului nostru comun de a oferi suport continuu Ministerului Sănătății și Guvernului Republicii Moldova în aspirația de a consolida și moderniza sistemul nostru național de sănătate în beneficiu oamenilor.
Această donație vine în contextul răspunsului la criza refugiaților din Ucraina, iar o bună parte din fonduri a fost redirecționată din bugetul preconizat procesului de vaccinare finanțat de Uniunea Europeană. Datorită acestei donații, spitalele își vor fortifica capacitățile de gestionare a fluxului de pacienți, inclusiv a persoanelor refugiate din Ucraina. Mobilierul medical multifuncțional permite lucrătorilor medicali o mai bună observație a pacientului, ajustarea poziției acestora, facilitând efectuarea procedurilor medicale și asigurând o recuperare mai confortabilă. Paturile pot fi adaptate nevoilor unice ale fiecărui pacient și sunt dotate cu mecanisme de protecție și siguranță, inclusiv cu accesoriile necesare. În contextul multiplilor crize, la nivel regional și global, este extrem de important să creăm sisteme de sănătate reziliente, durabile și să ne asigurăm că atât sistemele, cât și guvernele și partenerii din domeniul sănătății pot face față crizelor și le pot depăși. Colaborarea este inima, este centru a tot ceea ce face Organizația Mondială a Sănătății. În fiecare zi, noi conectăm națiuni, parteneri și experți, astfel încât să putem merge mai departe împreună. Partenerii noștri contribuie cu finanțare și resurse, fiind alături de noi în campanii și programe, pentru a aduce schimbări de politici și comportament pentru o sănătate mai bună. Parteneriatele ne ajută să furnizăm vaccinuri și consumabile, să procurăm echipamente medicale moderne care salvează vieți și să instruim cadrele medicale. Vreau să vă mulțumesc încă o dată Ministerului Sănătății, Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii pentru colaborare continuă și de impact în beneficiu tuturor cetățenilor și al celor care și-au găsit refugiu din Ucraina. Vă mulțumesc! Evenimentul a luat sfârșit, vă mulțumim!